În această dimineață, Biroul Electoral Județean a centralizat rezultatele finale ale primului tur prezidențial. Cele mai multe voturi le-a obținut Viorica Dăncilă, peste 62.000, reprezentând un procent de 34,56%. În clasament urmează Claus Iohannis, Mircea Diaconu și Dan Barna. Pe locul întâi, Vasilica Viorica Dăncilă, cu un număr de voturi de 62.149, reprezentând 34,56%. Pe locul 2, Claus Werner Iohannis, cu un număr de 53.395, reprezentând 29,69%. Pe locul 3, Mircea Diaconu, cu un număr de 24.143 de voturi, reprezentând 13,42%. Da, din numărul total al voturilor valabile exprimate. Pe locul numărul 4, Ilie Dan Barna, un număr de 17.582, reprezentând 9,78%. Da, și pe locul 5, Teodor Paleologu, cu un număr de 7.686, reprezentând 4,27%. Ceilalți s-au clasat sub acest scor. Astfel, PSD Buzău câștigă și acest tur de scrutin, însă are o clasare cu mult sub așteptările liderilor locali. Organizația județeană fiind pe locul 7 pe țară în privința scorurilor obținute pentru candidatul Viorica Dăncilă. Oricum, a fost un vot politic, este evident. Stăm mai bine decât la alegerile europarlamentare. Bineînțeles, acum așteptăm alegerile locale și sunt convins că rezultatele vor fi mult mai bune, în sensul că vom câștiga alegerile, pentru că s-au făcut și se fac multe lucruri bune și cred că trebuie să continuăm. Tot sub așteptările șefilor de partid a fost procentul lui Dan Barna, situat al patrulea în topul pe județ, după Mircea Diaconu. Numărul total de voturi valabile exprimate în județul Buzău a fost de aproape 180.000. Peste 3.300 de voturi au fost declarate nule.